Bună draga mea, sunt Luna Ala. Mulți sunt familiarizați cu interacțiunea soarelui și a lunii, care are ca rezultat o lună nouă și o lună plină la fiecare 28 de zile. Eclipsele apar atunci când luna atinge pragurile superioare și inferioare ale orbitei sale. Aceste limite sunt în nodurile lunare. Când luna atinge aceste praguri formează un aliniament perfect cu soarele și pământul. În aceste momente, luna nouă devine o eclipsă de soare, iar luna plină devine o eclipsă de lună. Nodurile lunare sunt împărțite în nord și sud, iar în astrologie reprezintă destinul, scopul și evoluția. Conștientizarea propriului nostru scop, care este responsabil pentru nodurile lunare, devine mai clară atunci când soarele, Reprezentând inspirația și vitalitatea, se aliniază cu luna, reflectând intuiția noastră, adevărurile interioare, pacea interioară și emoțiile. Consideră acesta un portal prin care chemarea sorții ajunge la noi. Eclipsa de soare de luna nouă din Balanță din 14 octombrie 2023 va marca începutul sezonului eclipselor din 2023. Aceasta este o eclipsă inelară, sau foc. Sezonul se va încheia cu o eclipsă parțială de lună la lună a plin în Taur, care va avea loc pe 28 și 29 octombrie 2023. Când privim înapoi la călătoria vieții noastre, observăm adesea momente în care direcția noastră s-a schimbat în mod clar, poate că ceva s-a terminat sau a început, cu toții începem și încheiem capitole din viața noastră de multe ori de-a lungul vieții. Unii ar putea spune chiar că am experimentat mai multe vieți într-una singură, indiferent dacă acele momente de cotitură au fost pozitive sau negative. Eclipsele sunt adesea în centrul acestor schimbări, sunt momente în care vocea profetică, fie că este a sufletului, a sinelui superior, a intuiției, a divinității sau a destinului, sună mai tare, mai clar și mai simțite de noi decât oricând. Schimbarea este esența sezonului eclipselor, precum și un scop mai mare. Eclipsele aduc descoperiri care, dacă privești înapoi, par începutul unei noi etape în viață. În același timp, nu suntem capabili să înțelegem sau să acceptăm imediat schimbările, dar în acest sezon merită să arătăm încredere în Univers și să mergem cu fluxul, chiar dacă nu este frică de ceea ce pot aduce evenimentele. Pe 14 octombrie, când se deschide Coridorul Eclipsei, acesta va fi marcată de un apel la introspecție. Taci și puneți câteva întrebări, ești corectă cu tine însuți, chiar simți impactul deciziilor tale, tot în această zi trebuie să câștigi încredere că orice schimbări sunt realizabile. Este mai bine să vă decideți asupra dorințelor și să vă faceți planuri acum decât să așteptați un deceniu. Făți curaj și mergi în urmărirea visurilor tale cele mai profunde, în acest proces vei dobândi toate competențele necesare pentru a le realiza. Acum este momentul nu numai să apreciezi cât de departe ai ajuns, ci și să recunoști impactul provocărilor și eșecurilor din trecut asupra călătoriei tale personale. Acceptă acest adevăr. O persoană sănătoasă se privește întotdeauna din exterior și își recunoaște neajunsurile și greșelile. Este posibil să te fii prins într-un anumit rol social sau într-o poziție de carieră care nu se mai potrivește nevoilor tale. Schimbarea cursului poate fi înfricoșătoare, mai ales dacă ai prins deja rădăcini, dar amintește-ți că visele tale merită orice risc. Treci peste temerile tale și ieși din acest coridor de eclipsă puternică, reînnoită și fericită. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?